Prima ședință petrolistă din 2017 s-a desfășurat la stadionul Ilie Oană. La ea au participat președintele Cristi Vlad, antrenorul Octavian Grigore și suporterii petrolului. Tema care ardă este cedarea mărcilor și a palmaresului către Petrolul 52. Fanii au fost informați că primăria dorește să le dea în folosință cu condiția de a avea un reprezentant în conducerea clubului. O parte a suporterilor ar fi de acord cu doleanța aleșilor locali, în schimb alții nu vor să audă de așa ceva, însă toți merg pe ideea că o eventuală asociere între club și primărie trebuie realizată pe baza unui contract beton. Demersurile oamenilor, dar și a conducerii clubului, sunt zdruncinate de clubul sportiv Petrolul. Pe rolul judecătoriei Prahova se află un dosar în care nici mai mult, nici mai puțin, CS Petrolul cheamă în judecată autoritatea locală cu scopul de a-și recupera palmaresul fotbalistic. CS Petrolul se subordonează Ministerului Tineretului și Sportului și este condus de Eduard Crângașu. Primul termen de judecată va fi pe 2 februarie 2017. Din cauza acestei situații, fotbalul prahoveanu poate lua pe urmele unor litigi gen CSA Steaua vs. FCSB, respectiv CS Dinamo cu FC Dinamo 1900. 1948 SA. Conform celor postate pe site-ul oficial al Clubului Sportiv Petrolul, acesta a luat ființă la sfârșitul lunii august 1958. Printre cele 9 secții înființate la început se aflat și cea de fotbal. Însă echipa iubită de toți petroliști a ieșit de sub tutela CS Petrolul în anul 1972. Atunci a luat ființă fotbal club Petrolul Ploiești, după care a urmat numiri precum FC Ploiești și SCFC Petrolul SA, societatea aflată acum în faliment.